La nivelul județului Dâmbovița sunt 32 de grădinițe estivale deschise în lunile iulie și august pentru copiii care provin din familiile defavorizate sau care prezintă anumite deficiențe și au nevoie de lucru suplimentar pentru a ajunge la același nivel cu preșcolarii de vârsta lor. Copii care nu prea au frecventat, să spunem, în mod constant cursurile grădiniței în timpul anului școlar și încercăm să acoperim, să spunem, toate zonele metodice din județul Dâmbovița. Ce pot să vă spun? Avem toate grădinițele din Târgoviște care sunt cuprinse în acest program, toate grădinițele din Găiești, toate grădinițele din Pucioasa, la Moreni grădinița 4, Răzvad cele două grădinițe 1 și 2, la Șotânga grădinița 2, Drăgăiești, Pietrari, Băleni, Doicești, Gura Foii, Aninoasa, Gurașuții, Mănești, Morteni, Potlogi, Izvoare și Cândești, așa cum vedeți. Deci avem în tot județul astfel de grădinițe de vară. Educatoarele care se ocupă de copii în cadrul grădinițelor estivale fac acest lucru în mod voluntar. Educatoarele sunt cuprinse în acest program ca și voluntari, pe perioada a două săptămâni fiecare dintre ele în fiecare grădiniță, pentru că sunt intervale în care se desfășoară această activitate. Programul funcționează de mai mulți ani și chiar se dorește evoluția acestuia, în special prin parteneriatul cu alte instituții care pot asigura și o gustare pentru prichindei. Dacă ar fi vorba și de o masă caldă la un moment dat sau măcar de o gustare mai consistentă pentru acești copii, pentru că eu sunt sigur că cei mai mulți dintre ei acasă nu au posibilitatea, de fapt nu au posibilitatea familiile lor să le ofere acest lucru, eu cred că ar fi și mai bine. Oricum copiii sunt la școală, recuperează, socializează, sunt jocuri, mini-excursii în împrejurimi. Eu cred că va fi un program, să-i spunem, care va avea succes în final. Grădinițele de vară vor funcționa în regim de program normal. Acestea sunt deschise pentru toți copiii, nu doar pentru cei care provin din familii defavorizate. Menționăm că acest program este valabil doar pentru grădinițele de stat. În sectorul privat sunt percepute anumite taxe pentru activitatea pe timp de vacanță.